intervenția domnului profesor Ciprian G. Nițu despre dictatura de dezvoltare, probabil, dictatura de dezvoltare economică în cadrul regimurilor lui Nicolae Ceaușescu și Park Chung-Hee. Vă rog. Mulțumesc. Așa cum vă prezint, dar se aud în spate, vreau să mă asigur că se aud despre mine și în spate. Fac o deosebită plăcere să fiu aici, dar în pregătire să mă declar din politolog și să mă țin emoționat în prezența altor personalități și istorici. Vreau de la început să precizez că nu sunt un specialist nici în comunism, nici în Ceaușescu, mai degrabă colegul meu, Emanuel Copilaş, specialist în aceste teme, nici în cultură și politică sud-coreană, și nici neapărat un specialist în Park Chung-Hee, liderul sud-corean care a condus Coreea de Sud din 61 până în 79, când a fost asasinat. Dar citind o carte despre modele de dezvoltare economice, am fost frapat de performanțele, să spunem, acestui lider autoritar, fără doar și poate, dar care a reușit să imprime Coreei de Sud o dezvoltare nemaipomenită. Dacă la sfârșitul războiului din Corea în 1953, de exemplu, PIB-ul pe cap de locuitor în Corea de Sud era de $100, în 1953, în prezent este de, la nivelul anilor 2010, $38.000. E adevărat, dolarii pe vremea aceea erau termeni real mai valoroși, dar oricum constatăm o creștere a PIB-ului de aproximativ 400 de ori. Ceea ce înseamnă că în ultimii 60 de ani, să spunem, Coreea a crescut cu o rată de cam 7% pe an, în medie. Cu mici scăderi, se vedea criza din 97-98. Dar pe total o creștere de 7% pe an, ceea ce înseamnă că PIB-ul Coreei de Sud a fost se dubla odată la 10 ani. Și, sigur, de asemenea, citind despre acest lider sud-corean, mi-am dat seama că prezintă destul de multe asemănări cu Ceaușescu, care a avut de asemenea lider dictatorial, autoritar, sigur că în temei teoriei politologici, Park Chung-Hee ar fi mai degrabă un lider autoritar, statul de un stat autoritar, iar Ceaușescu mai degrabă un dictator, deci un tip de regim politic mai opresiv. Bun, și am încercat să explic de unde această diferență în performanță economică în prezent. Adevărat, dacă Coreea de Sud a ajuns în prezent la această performanță, fără îndoială, politicile din Park Chung-Hee au fost corecte. Într-o logică a consecințelor, sau consequențialistă, da, scuzați-mă, barbarism. Dacă România nu duce foarte bine din punct de vedere economic în prezent, atunci avem două posibilități. Fie politicile lui Ceaușescu nu au fost corecte, fie au fost corecte și atunci explicația se află în altă parte. Acum, ipoteza mea e că politicile lui Ceaușescu au fost greșite. Sau, cel puțin, nu a dezvoltat acele instituții de control, nu a reușit să motiveze oamenii în aceeași măsură în care a reușit să o facă Park Chung-Hee. Acum, susținem, sau nostalgicii după Ceaușescu în prezent sunt foarte puțini. În Coreea de Sud are o susținere, nu am o date sociologice, dar eu întind să cred că populația e împărțită. Ținând cont și de faptul că fiica lui mai mare a obținut la alegerile un mandat. Da. E președintele... Da. Da. Nu, e doar... E parlament, a fost aleasă în adunarea parlamentară a Coreei. Deci eu tind să cred că politicile lui Ceaușescu au fost greșite. Și Și sigur că am încercat să văd unde, dincolo de asemănările dintre cele două tipuri de abordări, unde există diferențe. Și am încercat să identific câteva variante. Deci metodologic am procedat ca un politolog, am încercat să compar și am plecat de la câteva variabile. Și una dintre variabile este, de exemplu, trăsăturile de personalitate ale celor doi. Consider că trăsăturile de personalitate contează foarte mult atunci când suntem în fața personificării puterii politice. Atunci când un lider are puteri foarte mari, decizionale, contează ce fel de om este acesta. Când avem mai degrabă mecanisme instituționale și în care persoanele contează mai puțin, sigur că și trăsăturile de personalitate sunt mai puțin importante. O altă variabilă a fost cea a leadership-ului politic. Ce tip de leadership politic avem în cele două state? Care este contextul intern al preluării puterii și conservării puterii? Care este apoi contextul internațional, extern, geopolitic al preluării puterii în cele două cazuri? Și am menționat. Și sigur, tipurile de politici care sunt factorii principali ai dezvoltării. Park Chung-Hee e considerat ca și trăsătură de personalitate, fiind incoruptibil și modest. E considerat de foarte mulți colegi. Nu a profitat de poziție pentru a dobândi avere. Pe de altă parte, avem liderul român care a profitat pentru a face viața mai confortabilă. El, adică Park Chung-Hee și cercul lui de apropiați sunt mai degrabă modești. O Bonjol, de exemplu, unul dintre artizanii reforme din anii 70, care a fost izolat după asasinarea lui Park Chung-Hee, a trăit până prin 2000 și ceva, nu știu mai prezent, în același apartament pe care îl deținea și în anii 60. Așa se spune. Nu am mai multe informații. Și Park Chung-Hee și Nicolae Ceaușescu au fost caracterizați într-o oarecare măsură ca fiind paranoici. Adică le era teamă și aveau tendința de a pedepsi chiar pe vechii colaboratori atunci când se simțeau într-un fel sau altul amenințați. Spre deosebire însă de Nicolae Ceaușescu, Park Chung-Hee este descris ca un supraviețuitor. Un personaj proteic, foarte adaptat. El, pentru că poate să încep anumite date biografice, s-a născut într-o familie de oameni de la țară, din la Coreea de Sud. Poate chiar mai rău. Poate chiar mai rău. Și a luptat în, sigur, în armata Manchuco, a făcut carieră militară, apoi a urcat rapid în rang odată cu înființarea armatei sud-coreene, preluând puterea în 71 și menținuse ca și președinte al Coreei de Sud, renunțând la cariera militară. Spre deosebire de... Deci, el este Park Chung-Hee în 46 cochetează și cu comunismul, fapt pentru care în 48 este condamnat la moarte, dar reușește să evite condamnarea la moarte datorită legăturilor sale din, cum am spune, networking-ul pe care l-avea din armată, atât din școală, din academiile militare pe care le-a urmat și în Japonia și în Coreea, cât și din armată. Foarte practic, renunță sigur la comunism, se dedică de comunism, se dezice de comunism. Este susținător al guvernului conservator care a condus Coreea de Sud din 48 până în 61 al lui Syngman Rhee. După care, sigur, face și pasul către dictatura militară. Spre deosebire de el, spuneam, Nicolae Ceaușescu mi se pare mult mai stabil, inflexibil nu e la fel de proteic, nu se poate transforma, nu face față noilor presiuni din mediul intern și extern. Park Chung-Hee a fost un supraviețuitor, dar un supraviețuitor care stăpânea arta riscului și făcea tot tipul, la limită, calcul de oportunitate, cât de mult riscă și cât de mult are de pierdut. Și la limită, până la final, se pare că a reușit să se mențină în această poziție. O altă diferență este educația. Park Chung-Hee a fost un elev foarte bun, mai puțin la școala de învățător, când în mod deliberat m-a învățat, pentru că se putea alienat sub ocupația japoneză. În schimb, în timpul Academiei Militare a avut rezultate foarte bune. Pe de altă parte, la avem pe Ceaușescu, care de multe ori este descris ca un semi-analfabet. În ceea ce privește leadership-ul, desigur, ceea ce sunt diferențe, aș spune că Park nu a fost un megaloman așa cum a fost Ceaușescu. Era o persoană rațională, care, desigur, a considerat că doar printr-o administrație centralizată, doar printr-o concentrare a puterii politice în mâinile unui dictator, se poate produce modernizarea în Corea. Acum, în politologie, regimurile autoritare sunt mai degrabă analizate în legătură cu relațiile care există între instituțiile statului, respectul drepturilor omului și mai puțin cu rolul pe care regimul politic îl are în dezvoltarea economică. Mai vine în minte o carte a unui laureat al Premiului Nobel, Amartya Sen, care are o carte ce se numește Development as Freedom, ceea ce înseamnă că, în anumite condiții, fără dezvoltare economică, libertățile sunt iluzorii. De aceea, eu prefer să îl interpretez pe acest lider sud-corean, având pe gând de la ambiția lui de a dezvolta economic Corea, pentru că doar în felul acesta se pot realiza libertățile și politice ale cetățenilor. Mă întrebarea este de ce în 71, odată cu instaurarea regimului Yusin, el devine și mai dictatorial, și mai autoritar și are loc o concentrare și mai mare a deciziei politice. O ipoteză plauzibilă mi se pare aceea că la începutul anilor 70 și sfârșitul anilor 60, Coreea de Sud este foarte vulnerabilă. Americanii încep să se retragă din acest spațiu. Sau acum angajamentul lor și financiar și militar este mai mic. Mai târziu, în anii 70, este pierdut războiul din Vietnam și are loc așa numita prăbușire a Indochinei, ca de Vietnamul, ca de Cambodgia și adăugând și presiunea nord-coreană. Nord-coreenii au încercat de mai multe ori să asasineze pe Vietnam, dar a scăpat. Da, într-unul dintre aceste atentate, prima soție a lui Park Chung-Hee a fost asasinată. Și americanii au avut mai degrabă o abordare unilaterală în ceea ce privește Coreea de Nord. Nu vrea să miște foarte mult, să turbure foarte mult apele și acționa unilateral. De când Park Chung-Hee și-ar fi dorit o acțiune în forță comună a Coreei de Sud și a Statelor Unite. Nu s-a întâmplat așa ceva. Coreea de Sud este vulnerabilă în fața unui atac nord-corean și are nevoie de o dezvoltare a industriei grele și chimice în anii 70, care stă la baza modernizării armatei. Dezvoltarea acestui sector industrial permitea mai apoi și cochetat și cu arma nucleară. Din păcate, americanii au fost foarte radicali și proiectul a fost după aceea abandonat. Sunt ipoteze care spun că de fapt ar fi fost asasinat tocmai datorită planului de a dezvolta, dar nu sunt documentate, sunt doar speculații. Deci, el a devenit un și mai dictator în anii 70 și din aceste considerente geopolitice. Și o să închei aici, fără a mai vorbi despre politicile propriu-zise economice, care sunt le înșiruim. Avem o politică, în primul rând, plan cincinal, și Park Chung-Hee a folosit aceste planuri cincinale ca și Ceaușescu, de dezvoltare, o încercare de substituție a importurilor. În anii 50, Coreea de Sud se baza foarte mult pe ajutorul umanitar american. În anii 60, Park Chung-Hee, după ce preia puterea, încearcă să dezvolte industria așa numită ușoară, textilă, astfel încât să asigure o bază a dezvoltării industriale ulterioare. Primul plan cincinal este ușor alterat în 64 și este dezvoltată o politică de dezvoltare a comerțului extern. Și aici Coreea de Sud are performanțe spectaculoase. Sigur că în anii 60 și 70 ritmul de creștere este mai mic. El crește geometric sau chiar exponențial după relativa liberalizare a Coreei. Dar această creștere exponențială se face pe baza creșterii mai modeste din timpul lui Park Chung-Hee. Deci, o politică de încurajare a exportului, urmează politica în anii 70 pentru dezvoltarea unui sector industrial de industria și China. În aceeași măsură, aceleași politici, în mare, ca substanță, au fost promovate și de către Ceaușescu. Doar că, spre exemplu, Park Chung-Hee se baza foarte mult pe specialiști din Ministerul Comerțului și Industriilor, de tehnici sau tehnocrați, cum am spune noi, și nu prea luam în considerare părerile politice ale colegilor din partid, că în 63 el a devenit totuși președinte, avea legitimitate și a avut două mandate, dar în 71 a devenit președinte pe viață. Deci, ascensiunea la putere se produce într-o manieră ilegitimă, într-o lovitură militară în 61, dar din 63, pardon, lucrurile se democratizează oarecum. Spre deosebire însă de Park Chung-Hee, Ceaușescu s-a bazat foarte mult pe Comitetul de Planificare Politică. Deci, ceea ce conta mai mult era viziunea sau obiectivul politic. Iar specialiștii din ministerele de resort nu făceau decât să îndeplinească, uneori trecând peste ideea de rentabilitate, aceste obiective politice. Deci Park Chung-Hee s-a bazat pe tehnocrați, Ceaușescu i-a desconsiderat, știind el ce este mai bine. Un alt factor, și cu asta închei, economia sud-coreană a fost una, să-i spunem, de tip mixt. Adică, cu foarte multe ajutoare în ceea ce privește marile companii, așa numitele chaeboluri. Chaeboluri sunt Samsung, Hyundai. Da, echivalentul... Da. În coreană sunt chaeboluri care s-ar traduce prin, nu știu dacă am pronunțat bine, conglomerate. Erau ajutate pentru că puteau să contribuie la creșterea PIB-ului și dezvoltarea comerțului extern, dar sub aceste chaeboluri exista o relativă economie de piață a micilor întreprinzători și a întreprinzătorilor mici. Iar Park Chung-Hee nu le-a spus marilor corporații ce să facă. Și, eventual, așa cum s-a întâmplat în 61, cu pistolul la cap, le-a spus să dea o declarație în condițiile în care, ținând cont de neregularitățile financiare anterioare și suspiciunii că averile și dezvoltarea s-a produs incorect, că sunt de acord să cedeze bogăția sau sunt de acord cu naționalizarea întreprinderilor dacă statul le va cere acest lucru. Parcă nu le-a cerut-o niciodată, pentru că nu putea conduce o întreprindere economică. Dar le-a folosit abil, le-a ajutat și nu le-a trasat cât să producă, ce să producă, și le-a integrat într-un sistem, să spunem, de decizie politică, care a condus în cele din urmă la o creștere economică spectaculoasă. Sunt dar mai făcută discuția în expunerea dumneavoastră din perspectiva unui politolog mai arată de fapt diferențele de abordare și acum un comentariu personal arată de fapt de ce dintre politologi mai fapt sovietologia a ieșuat. Dacă am fermit cu comentarii de substanță după ultima comunicare în această serie și anume domnului profesor Emanuel Copilaş de la Ministerul de Vestinica, comuniști nativi versus comuniști moscoviți, spuneam că strategii